Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou video clip pe canalul meu de YouTube intitulat Mircea Pavalache IT Tech. Știu că n-am mai postat de mult. Voi abia așteptați să vedeți că revin în fața dumneavoastră. Uite, minunea s-a întâmplat și am revenit. De această dată cu un nou video clip și foarte proaspete de filmat. Acum o să vă prezint o cameră de la Panasonic. După mai bine de 6 luni am primit această cameră la teste. Este vorba despre Panasonic Lumix G80. Și acesta este obiectivul de dos de 12-60 să scot parasolarul. Cam așa arată fără parasolar și mărit la maximum. Acesta este parasolarul. Și acum haideți să îi punem obiectivul și să vă arăt mai îndeaproape. Camera aceasta este bună pentru vlogging, deoarece are flip screen. Uitați, în poziția asta ai făcut-o pentru vlogging și atașezi un microfon extern deasupra și nu mai bună. Apropo că tot am vorbit de microfon extern, are porturi. Aici are portul de HDMI care se poate conecta la televizor și portul de încărcare. Se poate încărca și prin USB direct la priză, fără a fi nevoie să scoți acumulatorul și să faci în încărcător. Și aici are, ce vă spuneam, are remote. Asta e. Aceasta este intrare dacă ai o lavalieră și aceasta este intrare de microfon și să-l atașezi pe patina hot shoe. Iar aici este spațiul dacă te schizi. Aici este cartul micro SD și ca să fac puțină publicitate, eu am cartea la SanDisk, e de 64 de giga, SanDisk Ultra cu viteză de scriere de 80 MB pe secundă. Uitați-l, așa arată. Iar acum să îl introducem din nou pentru a vă putea arăta meniul și ce inegalabilă și captivantă este această cameră. Este unul simplu în poză, în poză ai în poză ai meniul acestei camere. Ai photo style standard, e bifa pe standard, ai filter settings, care e acum off, nici nu-mi trebuie. Ai aspect ratio, cât să iasă poza, 3:2. Ai picture style, ai calitate dacă vrei,
Raw Fine, Raw, Raw Plus și Pack. După aia ai autofocusul, e dat pe autofocus. Ai metering mode, măsurare, burst rate, CH, HM și L. Ai funcție de 4K photo, ai bracket, ai self timer care e un fel de cronometru, ai time lapse animation care se carte cu încetinitorul, ai highlight shadow, umbre și pe poză, după care ai dynamic, eu l-am lăsat pe low, ai resoluție, eu am crescut-o la high, după aia ai multi exposure, ai panorama settings care la mine este desactivat, ai shutter type, auto MSHDREFC, ai mai multe opțiuni, shutter delay, întârziere la menținere apăsată, ai flash, dacă vrei să activezi flash-ul, ai TTL prin radio sau manual, ai retire, removal, efectul de ochi roșii dacă vrei să reduci sau nu, pentru că, să vă spun, dragii mei, cei mai mulți fotografi se confruntă cu efectul de ochi roșii și acest lucru este neplăcut. În poze la produsul final, ai după aia ISO limit set, eu am dat ISO maxim 25600, ai 1000, de la 1600 până la 25600, adică 1600, 3200, 6400, 12800 și 25600, după aia ai ISO increasements, ai extended ISO, acolo pui dacă vrei să ai valori mai mari ISO, eu l-am dat, e on, ai long shutter, e on și aceasta, setting composition, e off, deflection compensation, e dat pe automat să-și facă el toate setările și trebuie color space, Adobe RGB și sRGB, ai stabilizare și eu am dat-o pe on, adică când faci poze cu această cameră minunată aceasta și stabilizarea face minuni, adică da, ai face recording, e off și ai profil setup care e off la mine, mai departe ai la funcția aia, aceasta a fost funcția foto de dinainte. Haideți acum să trecem pe funcția video. Hai tot așa, photo style, care e standard, custom, standard, portrait, scenery, monochrome, îl voi lăsa pe standard, filter setting, care e off, ai 4K, 4K live cropping, ai snap movie care e off, ai cel mai bine ai rec format care e AVCH sau MP4, după care ai rec quality și aceasta o să fie o discuție cu voi un pic mai amănunțită. Ai cel mai mult, această cameră filmează la rezoluție maximă la 4K cu 30 de frame-uri pe secundă. Aceasta este calitate wow din toate punctele de vedere, dar mai ai și 4K la 25 de frame-uri pe secundă, la 24 ai s-a terminat. După care ai Full HD la 60 de pixeli, la 30, la 25, după aia în HD eu recomand de la Full HD la 60 de pixeli în sus, pentru că acolo o să aveți rezultate garantate. La HD, pe partea de HD,
Grey search the big search in DOS slash change the big cell yellow. Also last in full hash the last shell search the big cell come. I auto focus yar picture mode continuous auto focus making mode highlight shadow dynamic color low resolution color high diffraction compensation color auto luminance level X teleconverter digital zoom stabilizare color on minanteles flicker tickles microphone aici postez microfonul. Uitați, pentru că vorbesc eu, asta se mișcă și măsoară nivelul de decibeli. Microphone level limiter, white noise canceller, adică cum să staie aparatul, fâșuitul și scomorele de pe fundal. Eu l-am behat și lens noise cut la. Ai multe prin resetări de aparatul. Custom setting memory. Iată ce unul. Silent mode. Autofocus. Autofocus. Iar lock. Autofocus lock hard. Shutter autofocus. Quick autofocus. Eye sensor autofocus. Peak point affect time. Peak point affect display. Lamba de assistance. La autofocus. Și packing și multe alea. Și să vă arăt. Și ai și cea mai interesantă parte e partea de Wi-Fi. Aplicația camerei se numește Panasonic Image App. Se poate instala dacă aveți Android din Google Play, respectiv pentru iOS din App Store. Și uitați, Wi-Fi function, new connection, alegeți ce vreți să faceți. Și uitați pe... și acum căutați, acum o să vă facă Wi-Fi. Și vă conectați, puteți să o controlați de la distanță cu ajutorul telefonului, puteți să transferați imagini și puteți să faceți poze. Puteți să o conectați la televizor prin cablu HDMI pe care vi l-am arătat că este aici, cablu HDMI, uitați! Orificiul care se conectează la televizor. I send image la PC, adică ce vrei. Da. Are noi și noi funcții interesante și la playback avem... Da. Și butoanele de deasupra, bineînțeles, ai... Butoanele de deasupra avem de la această aceasta este lampa de autofocus, această rotiță este de diafragmă, acesta este declanșatorul, pe el apăsăm ca să facem poze, acesta este ca să apăsăm și ne apare timpul de fereastră cu comenzi rapide. Acesta este declanșatorul pentru a putea filma. Aici. Butonul REC. Aceasta este rotița pentru timp de expunere. Avem nenumărate moduri. Recunoașterea scenei, inteligență artificială, program, aperture priority, shutter priority manual și eu vă recomand pentru cine este creativ la fel ca mine
să treceți camera în modul manual pentru a vă juca cu setările ei și a vedea cum face. Asta e manual pentru registrare și avem modul creativ 1 și creativ 2. Cam aceasta e la rotița aceasta mare. Și la rotița mică avem single, să fac o poză. Dacă întorcem așa, avem rafală, 4K foto, funcția care este cea mai interesantă și de care vreau să vă vorbesc cel mai mult, este post-focus. În această funcție poți să faci poză și cu poza gata făcută să focalizezi după ce ai făcut poză și să salvezi. Nu știu dacă mă înțelegeți pe mine, dar poți să stabilești ce super să se vadă mai clar din cadrul fotografiei după ce ai realizat poza. Această funcție este una incredibilă și se găsește numai pe camerele Panasonic Lumix. Aceasta este time-lapse și acesta, bineînțeles, este temporizator. Butonul acesta FN5 este pentru a activa ecranașul, visorul, pentru a focaliza mai bine. Butonul acesta este pentru autofocus și manual focus de lângă, de aici, din dreapta visorului. Butonul acesta este pentru funcții interesante la meniu. Butonul ăsta la fel. Butonul ăsta este să vedem imaginile pe care le-am realizat cu aparatul nostru Panasonic Lumix. Și avem rotița. Cerculețul din mijloc este să accesăm instant meniul. Acesta cu ISO este pentru să potrivim ISO. Aceasta este pentru white balance, balansul de alb. Asta e pentru tot un meniu. Și asta e pentru dacă vrem să ne facem niște părâțele, să ne măsoare, să ne centreze poza. Și aici este pentru înapoi sau ștergerea pozei. Pe obiectiv menționez că obiectivul este un 12-60. Distanța focală, aceasta este montura prin care se atașează la cameră. Deci 12, 18, da, aceasta este și ăsta. Acesta este inelul de, dacă dai pe manual focus, să facă focus. În stânga rotești pentru obiectele mai depărtate și în dreapta pentru obiectele apropiate. Acum să zic de ce camera camera foto Panasonic Lumix TMC C80 este bună și de ce o recomand să vă achiziționați. Păi, în primul rând, face niște fotografii captivante. În primul rând, pentru că este... Ați auzit cum am făcut țac? Când face țac, uitați, se scoate obiectivul, se pune punct roșu la punctul roșu de pe obiectiv, așa, și uitați, se face țac. Și în acel moment s-a pus corect, acesta este blitzul,
se declanșează de pe laterală. Și să vă spun, am rămas, să vă spun de ce vă recomand eu Panasonic G80. Camera aceasta este bună, în special pentru creatorii de conținut care își doresc să scoată mustul din această cameră, adică să o folosească la potențialul ei maxim. Această cameră foto este una de tip mirrorless și o să pun pe ecran ce înseamnă. Mirrorless înseamnă fără oglindă, că are deschidere direct la senzor, nu mai este această oglindă cum este la DSLR-uri. Aceste camere Panasonic Lumix G80 și toată cama Panasonic sunt excepționale, deoarece vă recomand folosirea lor pentru creatorii de conținut. Cam aceasta niște păreri, acum gânduri și impresii despre voi. De asta am ținut să apar în fața voastră, întrucât mi-a fost dor de voi și zic că n-aveți ce pierde dacă vă prezint o cameră. Poate vă interesează să achiziționați acest tip de cameră și să știți. Acest tip de cameră se găsește în două variante, la F64, doar body-ul costă 33 de milioane și obiectivul separat depinde de mărime și se găsește și cu obiectiv inclus și body, este 48 de milioane, aproape 5.000 de lei. Cam acesta a fost videoclipul meu din această zi.